Ciupercile psihedelice sau halucinogene există pe planeta Pământ încă de la începuturi. Strămoșii noștri și primele civilizații erau conștiente de efectul lor și le foloseau în ritualuri religioase și spirituale. Astăzi, ele sunt clasificate ca și droguri periculoase și sunt interzise de majoritatea statelor. Din punctul meu de vedere, psihedelicele reprezintă o conexiune cu spiritualitatea, cu eul tău superior sau cu ghizii tăi, dacă sunt consumate cu intenția și într-un cadru potrivit.